Logitech este un nume foarte cunoscut în rândul pasionaților de jocuri cu mașini. În ultimii 20 de ani, producătorul elvețian a ieșit cu mai multe modele de volane și pedale pentru jocurile de curse pe calculator. Toate dintre ele entry-level, dar construite bine și cu suficiente funcții și dotări pentru începătorii care se avântă în acest hobby scump. Pentru că, believe me, să fii sim racer e un hobby foarte, foarte scump. Și acum poate că unii veți spune că ați găsit seturi de volan plus pedale la magazin care costă și 200 de lei, dar alea nu-ți-o oferă întreaga experiență. Ca să guși din tot ce are sim racing-ul de oferit, trebuie să ai o sculă decentă, obligatoriu cu force feedback care îți permite să simți prin volan nivelul de aderență al pneurilor, gropile și rotația mașinii, lucru care, evident, costă substanțial mai mult. Am testat și noi acum 2 ani Logitech G923 True Force și am concluzionat atunci că este o alegere foarte bună pentru un începător în această lume nebună. Dar ce faci dacă ai deja un Logitech G923 sau G920 mai vechi, ai ajuns la concluzia că îți place hobby-ul ăsta și vrei mai mult. Ei bine, până acum, principalele tale opțiuni erau să te îndrepti spre alte branduri mai serioase, cum ar fi Fanatec, deoarece Logitech nu avea o opțiune high-end care să-i satisfacă pe cei mai pretențioși. Ei bine, asta se schimbă acum, odată cu intrarea în scena lui Logitech G Pro Racing Wheel și G Pro Racing Pedals. Combo-ul ăsta este un salt uriaș față de vechiul set, aduce îmbunătățiri serioase la toate capitolele importante și în sfârșit, Logitech intră pe bune în lumea simracing-ului adevărat. Cu un sistem direct drive pentru volan și un set de pedale cu load cell, Logitech G Pro Racing Wheel demonstrează lumii că Logitech știu să facă și chestii mai performante în spațiul ăsta, nu doar variante pentru începători și cei cu un buget redus. Și sincer, mă mir că a durat atât, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Așa că, haideți cu mine să vedem de ce acest combo e atât de special. Începem din capul locului cu designul și construcția, pentru că ăsta e primul lucru pe care remarci atunci când scoți produsele din cutie. Volanul și baza sa sunt mari și împunătoare, dar păstrează limbajul de design consacrat deja pe modelele mai vechi, ceea ce nu e un lucru rău deloc. Și fără logo-ul de pe față, îți poți da seama ușor că e vorba despre un volan Logitech, iar cei care au folosit în trecut un produs de genul se vor simți ca acasă. Și, dacă tot am zis de volan, în cutie vei găsi atât baza cât și volanul separat. Pentru că da, Logitech G Pro este primul și singurul model din portofolul producătorului care are un volan detașabil. Iar asta e de bine și nu prea. E de bine pentru că, în teorie cel puțin, asta îți permite să schimbi doar volanul pentru a-ți ajusta experiența la mașina pe care o conduci în joc. Gândește-te la volanul unei mașini F1 cu multe butoane. Nu e atât de bine faptul că, la mai bine de un an de la lansarea internațională, Logitech nu vinde alte modele speciale pentru această bază. Lăsând asta la o parte, volanul inclus în pachet este superb. Este făcut din metal și învelit într-o piele ecologică care se simte foarte bine la atingere și, ținând cont de cât de bine se păstrează în timp pielea asta pe modelele mai vechi, nu îmi fac griji atunci când vine vorba de longevitate. Dar, ca să fiu cărcotaș, cusătura de pe interiorul volanului este o idee cam raf și poate deveni incomodă. Asta se rezolvă foarte ușor cu o pereche de mânuși speciale, cum sunt astea, foarte comode și practice. Deci nu cred că e o problemă prea mare. Și pedalele au suferit ușoare modificări de aspect. Sunt mai solide și mai mari pe deasupra, ca să-ți fie ușor să le apeși în febra cursei. În plus, întreg pedalierul este robust din calea afară și cu siguranță va rezista în timp fără probleme. O chestie foarte mișto și bine aici este pedala de frână cu load cell. Ăsta e un upgrade masiv față de modelul vechi care folosea un simplu arc și îți permite să fii mai precis când vine vorba de frânare. More on that later. Până atunci, odată ce ai scos toate produsele din cutie, următorul task este să le asamblezi. Iar, din fericire, nu e deloc greu. Câteva șuruburi aici, o clemă acolo și uite așa, ai asamblat volanul imediat. Bine, acum contează și pe cel montezi, pentru că asta îți poate ușura sau îngreuna munca. Din fericire, alături de volan și pedale, am primit la teste și Placey Trophy Logitech G Edition, un cockpit în toată puterea cuvântului gândit special pentru setul ăsta. Bine, nu vreau să înțelegeți că nu numeri montate pe play ul ăsta și alte volane. Ba din contră, există găuri pentru aproape orice fel de prindere și, indiferent că folosești gear de la Fanatec, master, Moza sau oricare alt brand din domeniu, te poți bucura de ce are mai bun de oferit scaunul ăsta. Dar ce oferă? Păi, o construcție de tank, fără urmă de flex în șasiu, un scaun mare și comod și un pedalier ajustabil după bunul plac. Totuși, dacă nu vrei să-ți cumperi și un scaun separat, în cutie găsești și un adaptor ca să montezi volanul pe birou. Bun, acum trecem la lucrurile care chiar contează și anume experiența în utilizare. Și o să spun de la început, dacă credeai că Logitech G923 sau Trustmaster T150 sunt mare șmecherie, G Pro o să te dea pe spate. Spre deosebire de G923 care are un sistem de force feedback gear driven și T150 care este pe bază de G-Pro este direct drive, adică nirvana a pasionaților de simulator. De ce asta e important? Well, oricine a pus vreodată mâna pe un volan Logitech mai vechi, îți poate spune cât de smucite și de puțin line sunt mișcările pe care volanul le face. Am avut unul preț de peste un an și pot să atest că, deși își făcea treaba fără probleme, feelingul a lăsat mereu de dorit pentru mine. Un sistem pe care îmbunătățește situația la acest capitol, dar situația nu este în totalitate roz și, pe majoritatea modelelor, se pierd din detaliile fine. Un sistem Direct Drive ca acesta, implementat pe G-Pro, le face sublim pe amândouă. Fiecare mișcare este cât se poate de lină, fără urme de inconsistențe, iar precizia este la ea acasă. De asta, fiecare streamer, sim racer profesionist sau chiar și pilot adevărat de curse, are un volan așa. Indiferent de jocul pe care l-am încercat, fie că vorbim despre eSports WRC, mai multe imediat, Assetto Corsa și iRacing, volanul s-a descurcat impecabil. Fiecare piatră din asfalt, fiecare dâm de pe traseul de raliu și fiecare bordură se simte cât se poate de realist. Nu am mai simțit un feedback atât de responsiv și atât de detaliat niciodată și vă spun cu mâna pe inimă că m-am îndrăgostit. Până în momentul în care am aflat cât costă. Dar ajungem și acolo. O diferență notabilă față de modelul mai ieftin, adică G923, este dimensiunea volanului în sine, care a crescut de la 11 inch la 11,8 inch. La prima vedere, pe hârtie cel puțin, asta nu e o diferență prea mare, dar în utilizare situația este alta. Ai mai mult spațiu pentru mâini, poți apuca mai ușor volanul și, poate și mai important, dimensiunea crescută îl face mai apropiat de diametrul unui volan tradițional pentru mașini ceea ce aduce un buz de imersiune binevenit. Păstrând registrul volanului, am fost pe bune impresionat de padele. Sunt mari, ușor de acționat și, grația unui magnet montat pe spate, sunt și foarte plăcute de folosit. Fiecare schimbare de treaptă de viteză se face cu un click satisfăcător și sunt o variantă foarte bună dacă vrei să-ți schimbi singur vitezele. Dar astea nu sunt singurele padele de pe volan, pentru că imediat sub ele își mai au locul încă două, care fac total altceva. Practic, ele pot fi frână, ambreiaj, accelerație și frână de mână. O chestie extrem de utilă în unele situații. Asta m-a dus instant cu gândul la mașinile de Formula 1, care au ambreiajul acționat de o padelă pe volan, exact cum avem aici. Din cutie, Logitech G Pro Racing Wheel este capabil de o putere de 11 Nm, o valoare prea mare pentru aproape oricine și am fost mai confortabil pe la nivelul de 4,55 5 Nm. La nivelul ăsta puterea a fost suficientă cât să simt ce fac roțile, dar nici nu mi-am rupt încheietura când mi-a zburat volanul din mână după ce am lovit un zid. In the meantime, trebuie să discutăm și despre ecran, pentru că e un party piece interesant. Stai așa, cum adică ecran? Well, în spatele volanului propriu zis, pe bază, este amplasat un ecran OLED mic, dar care are un rol foarte important. Poate afișa tot felul de informații, cum ar fi telemetria pedale și a volanului, treapta de viteză în care te afli și cât de mult cuplu produce sistemul în oricare moment. Dar încă și mai folositor decât asta este faptul că, tot cu ajutorul acestui ecran, îți poți ajusta on the fly, din mers, lucruri precum nivelul de putere al force feedback-ului, al sistemului true force și unghiul de rotație al volanului, fără să fie nevoie să intri în G-Hub. Și dacă tot am menționat de el, acum e un moment mai bun ca oricare să vorbim despre true force, un sistem de vibrații foarte mișto care funcționează în paralel cu force feedback-ul tradițional și pe care l-am văzut implementat prima oară pe Logitech G923 și chiar dacă nu adaugă cine știe ce plus măreț, vă spun sincer că i-am simțit lipsa în titlurile care nu suportă această funcție. Practic, pe lângă smuciturile de volan aferente force feedback-ului tradițional, volanul vibrează în funcție de turațiile motorului și aderența cauciucurilor. Lista de jocuri care suportă true force este încă mică, la mai bine de 2 ani de la lansarea primului model capabil de așa ceva, dar dacă jocurile tale preferate au suport pentru asta, cu siguranță te vei bucura de el și nu vei mai vrea să-l oprești. Am cuvinte bune de spus și despre G-Hub, software-ul Logitech. Volanul a fost recunoscut imediat, fără bătăi de cap și nu m-a lovit de crash sau momente când driverul își resetează setările. Lucru pe care nu pot decât să-l apreciez. Ce nu mi-a plăcut deloc este că Logitech au ales să folosească micro USB în loc de standardul actual USB-C. Iar asta e o decizie care m-a lăsat perplex. De ce, doamne iartă-mă, pe un produs destinat profesioniștilor, că doar este G-Pro, mai folosim micro USB? Atunci când toate celelalte periferice de generație nouă ale producătorului sunt pe USB-C? La naiba până și Apple au pus USB-C pe iPhone? Nu văd de ce trebuie să ne mulțumim cu acest standard inferior și învechit. Poate la următoarea generație asta se va schimba. Nu putem să încheiem materialul ăsta fără să vorbim și despre eSports WRC. Cel mai nou jocuri raliuri lansat pe piață. Este dezvoltat de Codemasters, un nume pe care unii îl veți recunoaște de la jocuri precum Seria F1 și, poate și mai relevant, Dirt Rally 2.0. Este primul jocuri raliuri lansat de studio sub umbrela Electronic Arts și, cum am avut la dispoziție frumusețea asta de volant pentru câteva zile, cele mai multe ore le-am petrecut în eSports WRC. Și mă bucur că am făcut asta. Pentru că jocul ăsta este super fan și antrenant. Selecția de mașini este bogată, de la cutii de hibride cu tracțiune față și puțin peste 100 de cai putere pentru începători, până la adevărate rachete pe patru roți sub forma mașinilor licențiate de WRC, cu o greutate asemănătoare unui Logan, tracțiune integrală și peste 500 de cai. Deci există câte ceva pentru oricine. Și locațiile alese sunt foarte interesante, de la drumurile forestiere acoperite de omăt din Suedia până la serpentinele înguste din munții Japoniei. Din punctul ăsta de vedere, stăm foarte bine. Codemasters se laudă cu peste 600 de km de drum, complet cu multe trasee adevărate din circuitul WRC. Asta e un plus mare față de Dirt Rally 2.0, care, dat fiind faptul că nu este licențiat, nu a putut include multe dintre mașinile și traseele oficiale. O altă îmbunătățire masivă față de jocul precedent are legătură cu felul cum se comportă mașinile pe asfalt. Oricine a jucat Dirt Rally 2.0 îți poate spune că mai toate mașinile păreau că plutesc peste asfalt într-un mod total nerealist. Lucru care i-a înfuriat pe cei care caută o experiență cât mai apropiată de realitate. Ei bine, acum nu mai e cazul de așa ceva și toate modelele pe care le-am testat au mult mai multă aderență pe șosele, așa cum ar trebui să fie. Din punct de vedere grafic, jocul arată bine. Mașinile sunt modelate exemplar, majoritatea traseelor sunt suficient de detaliate și de realiste, iar efectele precum bucățile de zăpadă care zboară din troenele de pe margine atunci când te izbești de ele sunt cireașa de pe tort. Cu toate astea, am observat niște probleme ce țin de pop -in. Mai precis, atunci când un obiect este la distanță de tine, jocul folosește un model 2D pentru a salva resurse. Atunci când te apropii, acel model 2D este schimbat pentru unul 3D, mult mai detaliat și mai arătos. Problema vine atunci când motorul grafic nu reușește să facă această tranziție cum trebuie. Și am văzut de multe ori copaci sau tufișuri care trec prin această tranziție mult mai târziu decât ar trebui, ceea ce poate să-ți distragă atenția. Iar într-un sport unde poți ajunge cu roțile în sus doar într-o fracțiune de secundă de neatenție, asta asta poate deveni o problemă mare. Astea fiind zise, lucrurile stau bine și la capitolul sunet. Mașinile se aud realist și foarte plăcut, pietricelele care lovesc în aripa mașinii pe traseele cu pietriși se aud bine și curat, iar vocile copilotului sunt super ok. Bun, Acum a venit momentul să tragem linie și să vă spun prețul, pentru că am lăsat elefantul din încăpere la final. Pachetul de bază plus volan o să te ușureze de 1100 de euro, în timp ce pedalele costă aproape 400. După puțină matematică de clasa 1, rezultă că întreg setup-ul costă 1500 de euro, o sumă care ar putea părea mult pentru cineva casual, care nu are inclinații de pilot de curse. Mai adaugi la asta încă 500 de euro pentru scaun și deja ai ajuns la bariera de 2000 de euro. Dacă vrei să ai și tu un volan cu direct drive acasă și vrei să faci asta cu un buget cât mai mic, Fanatec oferă al lor CSL de la 350 de euro, la care se mai adaugă și un volan și un set de pedale. Olinol te poți uita la sub 900 de euro pentru un setup complet dar acel setup va fi inferior celui de la Logitech în multe privințe, în special din perspectiva cuplului. În plus, avantajul că Logitech este o firmă mare și extrem de multe jocuri au suport complet pentru volan nu este deloc de ignorat. În timp ce la alte modele trebuie să te chinui cu cine știe ce driver sau fișiere dubioase, experiența oferită de Logitech este cu adevărat plug and play și merge foarte, foarte bine. Totodată, producătorul a avut timp să rafineze fiabilitatea produselor lor. Deci te poți aștepta la an bun de joacă dacă alegi să iei așa ceva. Are și hibe? Da, și portul micro-USB este probabil cea mai mare problemă pe care am observat-o. Dar pentru cine are banii ăștia și vrea o experiență cât mai lipsită de bătăi de cap, Logitech G Pro Racing Wheel este una dintre cele mai bune variante de pe piață. Și acum a venit rândul vostru să-mi spuneți în comentarii, aveți un setup de curse acasă? Și dacă da ce setup și poate mai important, ați da atâția bani pe soluția asta de la Logitech sau mai bine v-ați îndrepta către alte branduri. Abia aștept să vă citesc comentariile, sper că v-a plăcut acest clip și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și să vă abonați aici pe Playground. Până un alta, numele meu este Tudor și până data viitoare, spor la joacă! Și fără logo Logitech de pe față, îți poți da seama ușor... Mamă, f Am apăsat pe el.